dimineață. Se va simți obligat să vină să le spună nu, coborâți de pe scenă, opriți parada, întoarceți banii în buget înapoi, pentru că știm foarte bine că nu toți banii s-au plătit, sunt doar plăți făcute în avans. Coborâți cântăreții ăștia de pe scenă, luați-le onorarele, dați tot grădiniților, școlilor și bugetului auster. Cine va vrea să facă lucrul ăsta? Mâine este cetățeanul țării sale și vine să o facă. Cine va vrea să vină mâine să stea în Piața Mare Adunări Naționale, deoarece este o tradiție de 25 de ani încoace să vii pe 27 în centrul orașului, să vină să o facă. Cine va vrea mâine să vină, așa precum au îndemnat foarte mulți internauți, să-i strige lui Filip dimisia, iar lui Candu rușine, să vină să o facă. Cine va vrea mâine să asculte o muzică pe care o să pună la cântat guvernarea, să vină să o facă. Doar să înțeleagă foarte bine că este la gros plătită din propriul buzunar, adică din buzunarul nostru. Și este probabil suma echivalentă a neplății multor pensii și indemnizații pe viitor. Acest lucru tot trebuie să fie înțeles.